Ești mama a trei copii. Da, trei fetițe, trei mai important. Fetițe. Și eu și noi sunt trei fete, este excelent. Da, super. A fost dificil să le ții în paralel, deci să te ocupi de business și să... În primul rând, business-ul ăsta este de 2 ani de zile, iar mămică sunt de vreo 6 ani și un pic. Da, dar ești în business de 10 ani, ia că... Așa, da. Și asta e important, doar, adică dacă discutăm. Mm-hmm. Nu este... Nu știu, cred că este la fel de dificil să fii și avocat, să fii și contabil, și mamă, să fii și orice, nu știu, balerină la operă, dacă e cazul. Adică orice activitate în care te implici foarte mult, care, implicare înseamnă întotdeauna și timp. Bineînțeles că poți să fii foarte eficient și poți să faci lucrurile mult mai bine decât alții, dar întotdeauna ai și o componentă de timp importantă. Și asta e o chestiune de prioritizare. Adică a fi mamă nu este o activitate, ci este o nouă haină pe care o îmbraci și nu o mai dezbraci niciodată. Și de asta nu vreau să le concurez. Acum, deocamdată, sunt în business într-o anumită poziție, dar a fi mamă este ceea ce sunt eu, de fapt, acum. Nu, adică e ca și cum m-ai întreba dacă este dificil să fiu femeie și să trebuiască să port rochii și fuste în fiecare zi. De fapt, nu e chiar așa. Probabil că e dificil, dar m-am obișnuit cu ea. A venit o întrebare chiar pe 121.ro, pe editorialul de astăzi, de la o cititoare care spunea că ea are 2 copii și a întâmpinat destul de multe ori de dificultăți. Nu scrie dacă este sau nu, dacă are propriul business. Știu că a fi mamă este o altă fațetă a noastră, a femeilor, dar în același timp amândouă îți cer implicare și timp. Și cariera și partea de parenting. Dacă în relația personală cu partenerul de viață poți să creezi un echilibru, copiii știu că te vor lângă ei pentru că te iubesc și vor să fii cât mai mult alături de ei. Și de asta te întrebam cum reușești tu, pentru că ai dovedit că în business ești un om de succes și o femeie de succes și atunci... Eu cred că am dovedit același lucru și dincolo. Care-i secretul tău? Secretul, da. Secretul este că, după cum am răspuns și întrebării adresate anterior emisiunii, încerc să folosesc cât mai bine timpul. Am foarte, foarte mult ajutor, adică copiii nu-și doresc să fiu numai eu lângă ei, ce au și tați și familie și... cum îi spune, prieteni, educatori, învățători, adică bineînțeles că este dificil, dar eu nu știu și nu vreau să îmi pun problema de a face lucrurile altfel. Adică, de fapt, nu discutăm acum dacă este greu sau este ușor, ci discutăm de faptul că în fiecare zi, de fapt, și eu, și când sunt convinsă orice om, mamă sau tată sau om care se preocupă și vrea să facă cât mai multe din viața lui, încearcă să facă mai bine și mai mult. De fapt, cu asta ne trezim și asta putem să facem. Nu putem să facem bine în general sau cel mai bine. Putem să facem mai bine și mai mult. Și ne ocupăm cu chestia asta în fiecare zi. Iar un lucru care cred că ajută este că nu mă gândesc că e greu. Îmi place foarte mult. Mi-am dorit foarte mult tot ceea ce se întâmplă și copiii. Mi-am dorit foarte mult și interacțiunea asta socială, decizia. Și atunci când ți le dorești, probabil că nu te mai gândești niciodată că e greu. Adică așa e greu orice. Ce? E greu să te trezești dimineața și să respiri, e greu să-ți porți propriul corp pe stradă, dar până la urmă toate vin cu un preț. Adică pentru mine prețul este acceptabil și nu mă acoperă foarte mult, adică nu mă distrage foarte mult faptul că e greu. Trec repede peste subiectul ăsta. Îmi plac lucrurile grele, tocmai pentru că sunt înaltă, mie mi se par ușoare.